Bună dimineața! Deci atât de mult îmi place această priveliște. O ador. Uitați, avem aici și lămâi. Trebuie să vedem. Ia uite acolo. Sus. N-are nimic. Plecăm. Mergem să luăm patiserie și plecăm la plajă. Cât credeți că e ceasul? 9. Ne-am trezit la 8:32. Dar nu puteam să mă trezesc, parcă cei că sunt bătută. Nu știu cum sunteți voi în vacanță, când mergeți cel puțin la mare, dar noi suntem foarte obosiți, deci foarte, foarte obosiți. Suntem praf, parcă zici că suntem bătuți, ne dor toate oasele, mușchii, tot, nu suntem în stare de nimic. Plecăm din vacanță tot timpul foarte, foarte obosiți. Poftim! Ce să iei? Hai ce să iei? Unde vrei să intri? În portbagaj? A? Vrei să intri în portbagaj? Haide, mulțumesc! Haide! Deja e nou fix. Nou fix. Mergem să luăm patiserie și plecăm la plajă direct. Mamă, ce pistol! Așa vine, parcă vezi prinde. De acolo este apă. Doar din gaura asta, astealaltă sunt doar așa, de formă, le-a pus. Scuze, Marc, aici n-am mai ajuns atunci când am zis. Frumos. Suntem oarea care suntem sarte și mergeam de dimineață la ea. Am oprit la patiserie să luăm acele borcuțe, dar nu le-am găsit, din păcate. Dar tatu cabaciu. Te-ai făcut albastru? Dințișorul ăla din față, lui Marchi se strică, văd că... Începe să-i se carieze, dar nu vrea să înțeleagă că trebuie să mergem la doctor. Nu m-a căzut! Ți-a căzut? Dar mergem la doctor? Nu, că e frică. Dar de ce să-ți fie frică? Că deschidem gurița așa încet și se uită nenea la dințișorul tău. Una? Da, una. Și că va ieși? Da, când ajunge acolo, cred că urli de numai cu vaporul. Ne-am suit în vapor și a trebuit să-i cere la omul ăla banii înapoi, că băiatul nu mai voia. Și plângea acolo. Se uita toată lumea la noi, zici că eram la circ. Și le-am luat câte o înghețată. Albastru, care primește. Am intrat la supermarket să văd dacă... Uite, Seli, ce frumos se vede apa acum. Uite, mama. Uite, mama. Să vedem dacă are paste din alea. M-am luat anul trecut, cu toate că nu mă mai pot aștepta, că văd că totul e diferit, deci totul s-a schimbat, acele cafele care le căutam nu le mai găsesc, că plăcinta asta cu în formă de bărcuță nu mai am găsit-o, portocala asta, portocala pita, da, portocala pita e exact cum e cea care, pe care o fac eu acasă, deci s-a schimbat multe s-au schimbat. Am venit la plaja noastră favorită. Și ieri am fost, dar nu se vedea mare atât de frumos. Deci e minunată. Elia a alunecat pe o stâncă, s-a julit, i-a curs sânge o grămadă. Ia să văd cum arată. Trebuie să ai grijă că, uite, stâncile astea alunecă. Sunt foarte periculoase. Și papucii uzi, dar trebuie să ai grijă. Și anul trecut ai zgâriat și știi ce ustură când intri în apă. Foarte tare. Și acolo te-ai lovit acum? Mhm. Doamne. Deci dacă aveți vreodată ocazia să veniți aici pe brațul Sitonia sau
un halkidiki, să zicem, care are trei brațe. Pentru această priveliște chiar merită să venim. Atâta drum, e superb, minunat. Și credeți-mă că realitatea apa mării se vede mult mai frumos decât pe telefon. Deci această plajă nouă ne-a intrat la suflet, ne rămâne aici. Minunat. Hai, fă pluta! Nu cred că vin meduze aici. Da, mai stai, nu, puțin. Stai că vin. Am luat câte un frappe, un milkshake și un smoothie pentru Marc. Ia o gură să vezi ce bun e. Tu ai gustat? Nu, n-am gustat, pe erau paiele sigilate. N-ai văzut? Am comandat două sandvișuri și un platou cu suflache și cartofă. Asta vor copiii să mănânce. Să vede aici, mă. Și noi ne-am luat câte un sandwich, că prea multe opțiuni nu prea ai aici la ghereta asta. Deja e unul fără, dar am prins un loc atât de fain acolo la umbră, că vom mai rămâne câteva ore, nu plecăm, deci e chiar răcoare. N-ar rost să plecăm, să venim din nou. Așa stăm și plecăm mai devreme de la plajă astăzi. Dacă aș fi reușit să-l culc pe Marc, ar fi fost bine. Deci în partea aia acolo, sub copaci, deci e plin de români, nu știu dacă vedeți, ia uitați acolo. Plin de români și eu aș putea să-mi aduc rogojina mea și să mă pun în pădure la umbră în cazul în care ar vrea să doarmă Marc. Dar am prins și acolo pe stâncă, fai. Da, las că vin acum. Deci îmi place atât de mult această plajă, o ador. Deci mi se pare cea mai frumoasă din toate locurile în care am fost. Anul trecut am fost acolo în zona aia unde sunt șezlongurile. Dar e foarte mare gălăgie, muzică din aia de club care îți duduie în cap, că ai boxele foarte aproape. În schimb aici te bucuri de natură în partea asta unde mergem. Astăzi mai stăm în Sarti și ne mai bucurăm de această plajă minunată. După care mâine dimineață de vreme vrem să plecăm pe brațul Cassandra și vreau să mă cazez ori în Calitea, Fitos, să vedem, să stăm și acolo 2-3 nopți și apoi gata, s-a încheiat vacanța noastră. Stăm în jur de 7 sau 8 zile în Grecia, deci dacă veniți în Grecia se merită să stați minim 7 nopți. Pentru că e un drum foarte, foarte lung. Noi am făcut 16 ore jumate. Asta cu tot ce am oprit în vamă, ce am stat, am mâncat atunci la bulgari. Și de fapt ce am stat în vamă, că n-am stat doar în vamă la culata. Așa că să faci un drum de 16 ore jumate minim, că poate să fie mai mult sau poate să fie mai puțin, dar... Noi anul trecut am făcut tot așa 15 sau 16 ore până în Sarti, deci oricum faci destul de mult, sunt 1000 și ceva de kilometri, 1100, 1050, nu mai țin minte exact, cam așa. Dar dacă prind și aglomerat, cam atât faci. Și poți să faci și mai mult, au fost oameni care au stat în vamă și 4-5 ore. Stau în 4 ore? Nu, au fost oameni în vamă, m-am referit, care au stat și câte 4-5 ore la coadă. Da, mama? Să stăm 4 ore. Unde să stăm 4 ore? Aici? Uh-huh. Nu știu cât mai stăm. Vedem. Vedem aici. În funcție de cum e și Marc și noi. Măcar 3 ore. Ăștia au un frappe atât de tare aici. Băi, dar îl face atât de puternic. Și... Nu, e dulce. A pus ăla o lingură de zahăr, dar tot nu-i dulce. În schimb, milkshake-ul și smoothie sunt bestiale. Deci alea sunt the best. Pe smoothie am dat 5 euro, pe milkshake 4 euro și pe câte un frappe, fiecare în parte, 2 euro jumate bucata. Deci dacă nu sunt de a România aici, fratele meu, parcă și că ești în România, așa se aude numai limba noastră.
Marc are perioade în care vrea din nou în brațe și nu ne mai înțelegem cu el. Hai să ne jucăm să facem garaj cu mama și cu tata, să-ți fac forme. Dar arată jos că îi cade mâna. Așa îl păcălim pe Marc, se face că îți pune o mână, o bagă în tricou și când vede Marc că nu mai e mâna, se dă jos și înțelege. Aseară am spus că vreau să mă scol pe cap, dar ce credeți că am reușit? Deci am venit acasă pe la vreo 10 și un pic, până ne-am învârtit până la alta. Au, stai că l-am foarte încurcat de la fixativ. Până una alta, zici că am păr din ăla. Cum au băieții și fetele părul ăla împlepit, zici să zic. Așa zici că e și părul meu, dar sper să reușesc asta să mă spăl, că suntem așa tot timpul foarte repezit, pe grabă. Și aseară am venit acasă, m-a luat un somn de nu mai eram în stare de nimic. Și îmi simt așa ochii lipicioși și plin de stare de nisip și doar nu m-am băgat în apă cu fața, dar e umezial asta, probabil de asta. Bine, mi-a mai sărit cu un strop de apă pe față, dacă vedeți nu mai am nici rimel, nimic nu mai am. Și m-am culcat, deci eram super, super obosită și a fost foarte nasol din privința aerului condiționat. De când am venit în Grecia, în fiecare noapte eu trebuie să stau să monitorizez aerul condiționat, pentru că soțul meu dacă adoarme, adoarme buștean și nu mai simte. Și în cazul în care adoarme foarte, foarte mult... Adică, lăbătorile! Da. În cazul în care adoarme, de exemplu, seara până dimineața, vă imaginați ce se întâmplă, cum se trezește dimineața dacă ar merge aerul condiționat în continuu. El doarme de obicei ca un lemn. Deci dacă s-a pus să doarmă, a adormit. Eu de când am venit în Grecia, în fiecare noapte a trebuit să mă trezesc și gândiți-vă că în apartamentul celălalt din Neos Marmaras aveam, nu eram ca aseară cum am dormit în aceeași cameră, pat lângă pat. Aseară am avut telecomanda în mână și m-am trezit de foarte, foarte multe ori și am închis și am deschis și am închis și am deschis pentru că era foarte cald. În Grecia, cei care știți, dacă vii și vrei să dormi, cel puțin în Sarti, e mult mai cald față de Neos Marmaras. Nu poți să dormi, deci dormi cu geamul deschis, dar nu ți intră niciun pic de aer, e foarte mare căldură, deci foarte, foarte mai iau 24-25 de grade, dacă nu chiar mai bine pe timp de noapte, deci foarte cald și m-am trezit, deci eram ca un zombie dimineața și nu doar dimineața și noaptea, mă trezeam de foarte, foarte multe ori și porneam aerul, mă duceam de la noi din dormitor la ei, porneam aerul, stăteam de pază, vedeam că se răcește, iar plecam, veneam în partea asta la noi, dădeam drumul la aerul nostru, ventilatorul ăla, adormeam, iar mă trezeam și tot așa. Azi noapte iar am stat de pază, închide, deschide, închide, deschide și dimineața m-am trezit foarte, foarte greu. Mă bucur că am găsit un loc super fain aici la plajă și v-am zis cu umbră sub niște copaci pe niște stânci. Avem acolo un loc cu, am pus prosopul, zici că e fotoliu, așa în poziția aia. Sunt așa de bine acolo, Marc cu Bogdan. I-am chemat să vină și ei aici să mâncăm la această masă, dar nu vor să vină, adică Marc ar fi vrut, dar tati nu vrea și o să iau, am comandat să luăm la pachet și vom mânca acolo la umbră. Ce-i drept, aici e destul de cald, chiar dacă suntem la umbră, e foarte cald. În schimb, acolo adie vântul și e răcoare de la briza mării, chiar foarte fain. Anul trecut când am venit aici nu avea atât de multe mese, avea foarte puține, dar îmi place că au luat și au investit și au făcut foarte fain. Aici e pe un rând și încă pe un rând, așa cobor în jos și ai o priveliște superbă, deci îmi place la nebunie și o să-mi fie dor de această plajă și de această locație. Mie îmi place foarte mult și stațiunea Sarti, doar că nu prea ai ce să faci acolo, apa e abruptă, precum ar fi la Costinești, dacă ați fost și ați văzut, deci cobore așa, nu e apa lină și cristalină ca aici. Are albastru ăla închis, dar nu se vede când intri în apă, deci nu e cristalină. Și nu-mi place pentru copii și nu doar pentru copii, și pentru mine, că eu nu știu să not. Așa.
Și de aceea ne cazăm în Sarti, pentru că de la Sarti până aici, nu știu cât sunt, 10-12 km, cam așa, și nu ai o altă opțiune să te poți caza aproape. Deci cel mai aproape să te cazezi este Sarti și, bineînțeles, încep următoarele Sikia, Calamiții și multe altele, dar sunt mult mai departe. De aceea ne-am cazat în Sarti și îmi place și ca stațiune, ca locație. Yes, yes. No, no, for pack. Așa și... Da. Ai văzut ce arde acest gazon, Sally? Nu. No. N-ai pus piciorul fără flac. Și am înțeles că și pe brațul Cassandra e super. Cel puțin din ce am înțeles de pe forumurile astea, pe Facebook, pe grupurile de pe Facebook și din poze. Am văzut că are Photoshop-a superbă, nu știu dacă chiar ca aici, dar foarte mulți oameni recomandă Calitea, Apitos și plaja din Cassandra de acolo, nu mai știu, de fapt plaja Apitos de pe brațul Cassandra. Și mai sunt foarte multe alte plaje, că brațul Cassandra e foarte mare și el din ce am văzut pe internet. Deci, trebuie foarte mult timp. Cu copii e mai greu să poți explora cam tot ce-ți dorești. Trebuie timp, trebuie bani, bineînțeles, ca să ai să bagi combustibil și să cumperi, să pe unde te duci să mănânci în atâtea locuri. Deci, mie una mi se pare că undeva la vreo 7-8 zile nu prea ți ajunge ca să poți să vizitezi cam tot ce-ți propui în Grecia și pe aici, dar tot acolo să vezi ce arde fără papuc. Deci 7-8 zile mi se pare puțin, pentru că sunt foarte multe locuri de vizitat și nu te poți bucura unde? De toate, să le poți, să poți savurezi, să savurezi din ele acolo. Deci eu zic că undeva la minim 10 zile pentru mine mi-ar fi de ajuns pentru asta în Grecia. Acum vom sta undeva la vreo 7-8 zile, pentru că atât ne permite și timpul și bugetul. Dar mă bucur că am reușit să vin să vizitez și Grecia din nou. Dacă nu era să fie Grecia, era Bulgaria sau Croația, așa am fi avut de ales. Croația și Bulgaria sunt singurele țări care nu cer, bine, mai Albania și mai sunt câteva țări, Cipru, dacă vă interesează, deci despre Cipru, Albania, Croația și Bulgaria știu sigur că nu trebuie nici test antigen, doar la Cipru trebuie acel QR, să-ți faci flight pass-ul ăla pentru a intra la ei în țară, îl faci cu 7 zile, 24 de ore înainte, să-l completezi că ți-l cere când te îmbarci. Dacă era să nu fie Grecia, un exemplu, să fie doar cu testul la PCR sau ce știu cu ce, am fi ales că v-am mai spus că eu nu m-am vaccinat special pentru vacanță. Deci noi am făcut testul antigen pentru a veni aici. Puteam să renunț la vaccin pentru că era testul antigen care îl făceam și nu trebuia să am vaccin neapărat ca să pot intra într-o anumită țară. Da, du-te încolo de muscă, că atâta zi dacă nu m-am enervat muștele astea și prin casă aveam o grămadă seară. Hai că trebuie să ne dea și nouă mâncarea. Oamenii aia sunt italieni. Aș fi vrut să-mi iau și eu o salată Cezar, da? Până la urmă am zis, lasă că nu mă satură salata aia, mai bine-mi iau un sandwich. Are omul ăla la-n verde cu soția lui, da. Dacă aveați o bubă așa ca Mili și intrați în apa de la Neos Marmaras, vă usturați de nu mai intrați deloc în apă. Da, Selena a avut nu asta care s-a julit astăzi. Alta. Prima care v-am arătat-o. Și când a intrat în apă acolo, a usturat foarte tare. Adică mama, știi ce? Una am primit-o la Neos Marmaras. Da, ce caldie. Am plecat să facem niște poze în partea cealaltă pe stâncile alea.
Vai, dar ce frumos se vede, minunat! Parcă zici că ești într-o lagună. Nu, mama, nu mai cobor nicăieri. Acolo jos nu mă arici de mare. Vai, dar ce gălăgie aici de la beach barul ăsta. Foarte mare gălăgie, da. Super. Face la nebunie. Cum se vede. Ia uitați ce barosan e, Marc. Barosan? Deci vreau să vă zic că aceste suflachii de pui sunt atât de bune și au un gust atât de bun. Oricât ai încercat să faci acasă așa ceva sau să mergi la restaurantele astea grecești din România, nu are gustul, mă, ăla, nu are gustul ăla bun. Uite și Seli ce fain este. Acolo am stat și eu pe scaunul ăla. Și te răcorește atât de tare și apa și vine și așa vânt. Tu? Bine, sănătos? Mai te prind cum îți rup gâtul de pe barca aia. Apa, sunt în alea. Da, acolo. Superb. Uite, mama. Am înțeles că în Creta, în Lefkada, și nu mai știu unde, tot ceva de genul se vede apa. Nu peste tot se vede culoarea asta așa mișto. Ce, iubita mea? Eu cream că alea de acolo sunt stâncile noastre. Mai ții minte că anul trecut am fost acolo unde am luat vaporul să plecăm în Tasos. Era apa, ziceai că e lac. Da. Nu arăta bine deloc. Mă, Lev, dar ce cald e. Mă, simte cămăruța aia mică, parcă pe acolo am urcat, nu? Da, e o bisericuță mică. Da, când am urcat anul trecut din sati. Da. Ne-am pus acolo la umbreluțele alea și nu mergem pici. Unde pe acolo? Pe ce e, că e copăcei de aia mici, boscheți. Mergem pe aici. Mai ții minte că tata s-a dus pe stânca aia acolo? Da, m-am dus eu pe el. Și tu ai fost cu colacul? Că nu mai ții minte. Colacul. Cu prințese. Să vezi ce greu o să-mi fie mie, că eu acum filmez cu telefonul soțului și ce greu o să-mi fie să-mi transfer toate videoclipurile și să le editez. Nici nu vreau să-mi imaginez ce greu o să fie. Știți că roșu de pe mama se transformă în bronzat. Adică da, se vede așa, nu știu că se vede că m-am înroșit, dar la început te înroșești și după aceea se negrește. Face bronz fain, da. De obicei bronzul de mare nu prea ține, cel de munte ține mai mult. Și chiar m-a făcut cu mixtură metolată, că seara da, acolo pe bubele alea cu mixtură, da. Vrei să mergem să aducă mama rogojinea aia, să te duci acolo cu tata să faci nani? Faci nani? Mașină? Nu în mașină, sus aici, în pădure, la copaci. Nu? Am uitat să vă mai arăt cum arăta cheese sandwich-ul meu. Am dat 3 euro pe el, din chiflă, dar foarte bun. Mie mi-a plăcut, soțului meu nu prea, dar bețele alea cu carne de pui sunt nemaipomenit de bune. Marc, ce face? Se joacă cu muștele? Uite, stă pe fotoliu, Marc. Se duce și tati. E fain că aici, dacă ți-e cald, te duci, te răcorești, vii, stai. Ma cum? Faci nani? Hai, fă nani. Acasă? Și când ajung acasă, nu faci. Să știți că am făcut una în o bubă, asta am făcut-o în Neos Marmela și cealaltă de azi am făcut-o în Orange Beach. Ia uite ce frumos se vede. Orange Beach. Super. Super. Și asta îmi rămâne amintire din Grecia. Da. Una din Orange Beach. Hai să mergem pe aici. Și una din Neos Marmela. Să ai grijă să nu mai faci altele. Da. Hai pe aici. Mai are 6 zile. Acum uite atâta mai ai. Auzi? Alice zici că e un tablou. Atât de frumos e. Foarte frumos. În șoc se vede clipiciul pe mâna mea, da? Plantele tăiat. Ia uitați ce m-am înroșit. Sper să nu mă usture, deși
La picior m-am tăiat într-un băț când m-am urcat pe stânci, dar m-a usturat atât de tare când am urcat în apă. Și mi-a curs sânge? Nu mi-a curs sânge, dar m-a zgâriat și mă ustură că e apa sărată. Dar nu e atât de... Nu știu că se vede sclipiciu pe cameră, dar acum cum sunt bronzată, se vede super, super fain. Atât, adică... Apa aici nu e atât de serată, așa că e un pic. Da, pe partea cealaltă, la Neos Marmaras. La Neos Marmaras, acolo era foarte, era foarte serată, foarte. Deci dacă îi luai în nas sau în ochi, foarte. Cel puțin în ochi, când mi-a sărit, m-a pișcat de măloane. Cel puțin dacă aveți o bubă așa ca mine sau așa, uitați. Cel puțin dacă aveți o bubă așa sau așa care am pățit acum. Ia să-ți, ia întoarce-te. Să, uai de mine, dar ce urât e, Julit. Uite, deja ia parsele nei blânde. Ia întoarce-te, că aveai una urâtă, urâtă. Ia. Uite, asta. Asta, dar e și tare, așa când o atingi. Dar nu înțeleg de ce face ea blândele astea când schimbăm clima. Acolo, în partea aia mai e o plajă, așa mai aparte. Văd că au intrat câțiva oameni. Mă gândesc că au ajuns cu mașina prin zona aia. Azi e ultima zi, ultima zi când vedem această plajă minunată. Ce faci? Ce faci, Soli? Nu. Abia am mâncat, nu trebuie să mi se odihnească mâncarea. Până spun eu, mergem, da, acolo? Nu știu dacă intru în apă pe căldura asta. Da. Păi da, da, acum te arde soarele. Trebuie să stăm la umbră. Tu treaba ta, dacă te arzi, să te învoi. Uite, stai acolo. Stai acolo. Stăteai pe scaun cu picioarele în apă, nu ești la soare. Deci vreau să vă zic că eu nu m-am mai satur să mă uit la apa asta minunată. Și în realitate, credeți-mă pe cuvânt, că se vede mult, mult mai frumos. Chiar am zis lui Bogdan că și în poze... Când faci poze, nu arată exact ca în realitate. În realitate e mult mai frumoasă. Deci ăștia au niște spini. Eu când lucram la fabrica de dulceață din Cipru, nu, chiar dacă aveam mănuși, treceau spinii aia prin mănuși și mă înțepam atât de tare. Luai așa, din copac sau cum? Păi nu, că îi aducea cu lăzile. Luai așa și îi tăiai capetele. Tăiai așa vârful, aici iar vârful, îl dădeai așa și trăgeai coaja cu mâna. Dar aveai mănuși, dar degeaba, că intrau țepii aia. Uitați ce frumos e. Deci intrau țepii aia de... Ce vorbești, fratele meu? După ce că mă și ardeam, că acolo te ardeai la dulceață, când sărea de obicei capacele de la marmeladă... Te mai și înțepa ăștia. Fai, dar ce mă înțepa și ăștia, mă mai și ardeam. Odată m-am ars atât de tare, mi-a curs un borcan de dulceață fierbinte pe mână. S-a speriat patroana foarte tare când a văzut că m-am ars. A venit să mă bandajeze, să-mi pun acolo... Se întâmplă și erau fete care lucrau la cazane acolo și preparau dulceața și... Se arteau foarte des. Apă ele. Da, deci dacă mă ardeam eu, apă ele, vorba Selenei. E vreo 8 fără ceasul și mergem să ne plimbăm, să mâncăm ceva și să se joace copilul. Nu știu cum ești obișnuită să filmezi. Ce, nu ești obișnuită? Nu, încă nu. De la să filmez, că... O să fiu obișnuită. Încă nu știu. Este foarte cald, deci e 8 fără. Poți să stai la ora asta liniștit la plajă. Am făcut baie pe cap, apropo, dacă ați văzut. Deci mi-am spălat părul și mă simt atât de bine, nu mai am fixat. În greșeală am pus degetul aici. Mai ce frumos e aici. Hai să mergem la parcul.
simt atât de bine că mi-am spălat părul. Vine soarele. Centru! O să-l filmez eu? Da, îmi pare rău că nu am și o pereche de cercei, că ea s-au făcut, hai prin centru, s-au făcut foarte urâți. Și am făcut rezervare în, pe brațul Cassandra la vreo 8 km sau 6 km de Calitea și nu mai știu. De că în momentul în care scrie acolo a fi toți Calitea, deci îi dă împrejurări, împrejurimile de acolo. Și am făcut rezervare pentru două nopți acolo, 73 de euro ne costă două nopți. Am intrat în centru, uite cât de frumos e. Da. Ce vrei la parc? Nu, că eu am făcut. Nu, filmez doar așa se vadă. Am făcut poze anul trecut numai. Hai să mergem la parc, da? Și după aia să vedem ce să mâncăm. Că nu mai știm. Nu știu, acum nu mi se pare că o mâncare foarte diversificată grecii. Deci au mult souvlaki, chirospita, au paste, au o ciorbă sau o supă grecească și în rest foarte multe fructe de mare. Sincer să fiu una... E cam greu, cel puțin pentru noi, cu mâncarea aici. Nu știu cum e pentru alte persoane, dar pentru noi e foarte greu. Și am mai primit un comentariu urât că de ce dau copiilor toată ziua numai paste. Păi copiii mei mănâncă paste. Dacă lor le plac pastele, ce pot să le fac? Să le zic că nu le cumpăr paste? Așa că dacă ei vor dori să mănânce paste, le voi cumpăra paste. Că primisem un mesaj că copiii mei mănâncă paste până vor vomita. Aia, până atunci, da, aia e mâncarea lor preferată. Pastele, cartofii prăjiți, pireu, orezul și cam atât. Și supă, uneori ciorbă. Da, da, de la Orange Beach. Ce frumos se vede muntele Athos. Athos era. Ia uitați. Aici sunt foarte mari valurile și probabil că sunt curenții ăștia. Chiar n-am ajuns deloc să vedem apa de aici din Sarti. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care ți le doresc să le faci, dar e uneori timpul foarte scurt și da, cu copiii e destul de greu, cel puțin cu Marc. Trageți noi speranță că încet încet va crește și se va da așa după noi, că uneori nu prea ne înțelegem cu el. El este încă micuț. Septembrie împlinește 4 anișori. Ce frumos e că bate vântul așa fain. Tu în martie împlinești 9 ani? Da. Acum ce pisi! Te-ai speriat de mine? Mi se pare ciudat cum îmi stă părul. Nu am putut să bag peria în el. Mie mi se rupe părul dacă bag peria în momentul în care... Nu? Mi se rupe părul în momentul în care bag peria sau piaptenul în părul umed. Deci chiar dacă mă dau cu ulei în el, mă mai ajută cât de cât. Dar prefer să fie păr uscat. Am firul de păr foarte gros și prefer să fie păr uscat de tot ca să pot să-l piaptăn. Și de acum încolo cu siguranță că mâine îl voi pieptăna. Problema este că eu nu am ulei de păr la mine. Nu cred că ar dăuna cu ceva să dau un pic așa de la jumătatea părului spre vârfuri cu acel ulei pentru... Aici am mâncat, da. Cu acel ulei pentru corp de plajă. Pare să mă ajute un pic să-l descurc și să-l piaptem. Vă dați seama dacă am stat... Când mi-am făcut părul creț? Sâmbătă seară. Deci de sâmbătă seară eu am avut părul creț până... Astăzi, abia astăzi am reușit să mă... Da, îți dau telefonul acum. Abia astăzi am reușit să mă spăl. Și cum a fost cu fixativ și cu spumă, chiar dacă am băgat eu balsam, e destul de... Adică se simte pufos, dar cred că e greu de descurcat. Hai că stau acolo.
Selena își dorește să filmeze. Ții telefonul așa încât să nu îl zdrunci în prea tare. Uneori și eu îl zdrunci, mai ales când merg sau mai tremură mâna. Da. Îmi plac atât de mult aceste tricouri care le-am cumpărat de la Seaside. Și mie mi-a luat unul. Și ție te-am luat, nu le-ai luat la tine, nu? Da, la fel, le la tine? Da. Ei am luat XXS și vine foarte bine. Trebuie să fie așa de sus, mama. Așa, hai să fie. Cu ambele trebuie să țin. Cu ambele, una, cu bol. Doamne, dacă te plăcut, eu să te-ai plin. Că uite așa-mi place. Uite așa, părere. E frumos. Mi-a crescut atât de mult părul în ultima perioadă. Bine, nici nu asta să mă gândesc că, vai, nu mi-a crescut părul, am părul scurt, dar de când m-am pus doar bob lung, chiar mi-a crescut părul. Marc! Tati! Hai, te-ai înghețat, de care e aici? Nu. Da? A, da, uite. Parcul e în fața mea și eu nici nu vedem parcul. Marc, salut! Se deșa la gheos, dar nu și deja gata. Mi l-a plasat mie. Să face mereu. Ia să merg să văd și o marea de aproape, da. Aici nu-mi place că e abrupt, așa când intri înăuntru. Nu e lin așa și să fie cristalină să vezi. Ți-e teamă să lași copilul. Poate cea de la Orange Beach eu... era fain că îl vedeai până unde pășește. Mai ales că Marc uneori intra fără colac. Și stăteai relaxată, așa să zicem. Plaja asta e ideală pentru cei care iubesc valurile, cum e fratele meu și Bogdan, iubește valurile, îi place să seară, să se arunce în ele. Îți place? Uite ce frumos a făcut acum în parcul ăsta. Ăsta e nou, da? Foarte frumos l-a făcut. Alălaltă a rămas de anul trecut. Dar era bun și ăla pentru copii. Era chiar bun. Sele! Și cam mare pentru ăla. Și cam mare pentru ăla. Cam mică? Cam mic e pentru tine și tu ești cam mare pentru el. Marc, pleci cu trenulețul? Mergi cu trenulețul? Te bucuri? Seli, ce faci? Să nu vadă Marc. Mai trebuie să mergem să mâncăm mâncare. Mergem să ne plimbăm cu trenulețul. Am plătit 13 euro. E 3,50 euro. De persoană. Și mergem să ne plimbăm. Sunt curioasă dacă ne plimbă pe aici mai mult, cum a fost celălalt acolo. Ne-au aflat maras. Deja s-au umplut de copilași. Ești cu trenul. Te las, dragă, te las. Afară. Mă scoate afară de pe cameră. Nu știu ce se întâmplă la telefon. Are o eroare, ceva. Nu știu ce. Eu rămân la supermarket. Da, dă-i să mai vină și aici. Ia uzi, vreau să mă dau și aici. Da, dar uite, nenea dă din clopoțel, ai văzut? Ding, 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 ding. Din clonțopel. Din clonțopel. Gata plimbarea cu trenulețul. Am intrat la supermarket și am cumpărat niște șervețele. Am dat 1,20 euro, dar miros atât de bine, am ușețel. Și ne-am cumpărat câte o bere.
Aici berea lor Radler conține 2% alcool, deci așa l-a pus, 2%, nu 1,9% cum sunt trecute la noi. Și am luat 4 iaurturi, 4 chefiruri, hai să vă arăt ce mici sunt. Ia uitați ce micuțe sunt atâta, e unul. Și pâine, pâinea asta ne place foarte mult. Acolo atâta era. Ce era? Acolo, nu era un pic mai mare. Hai că mă duc un pic să mă uit aici, da. Îmi trebuie oare mască? Nu, cred că văd că n-au mască. Mă uit și eu un pic. Viseli? Da. Uitați, Vit și tu, Bogdi? Am luat un Fanta de la mine. Ți-ai luat un Fanta. Wow, hai să vedem ce are. Baclava. Au dulciuri. Astea vreau să le încerc și eu mâine, că le-am văzut. O să iau în seara asta ca desert. Ce mai au pe aici? Ce chestiile se arată fain. Are bărcuțe? Uitați ce fel au ei înghețat. Am văzut și la supermarket. Au băgat în asta. Da, dar nu știu dacă sunt la fel. Astea au șuncă deasupra. Alea mâine.